Cu cele 30% din voturile exprimate în favoarea sa, Partidul Național Liberal a reușit să dețină supremația în județul Vâlcea. În culmea bucuriei, președintele PNL Vâlcea, Cristian Buican, a transmis un mesaj către toți vâlcenii care au avut încredere în această formațiune politică. Rezultatul alegerilor europarlamentare din județ reprezintă un moment istoric pentru filiala Vâlcea, Partidului Național Liberal. Pentru prima dată după Revoluție, PNL-ul învinge PSD-ul. Mulțumim vâlcenilor pentru votul acordat și asigurăm că vom face tot ce ține de noi să nu-i dezamăgim. Această victorie istorică reprezintă o uriașă responsabilitate și primul pas spre normalitate. Votul de duminică este o victorie a adevărului împotriva minciunii și demagogiei. De asemenea, votul covârșitor pentru referendum ne arată că vâlcenii sunt de acord că în democrație hoții trebuie să stea la pușcărie. Pe lângă mulțumirile adresate vâlcenilor care au votat PNL, mă simt obligat să le transmit tuturor liberalilor vâlceni felicitările mele sincere pentru munca susținută din această campanie electorală. Rezultatul acestor alegeri ne arată că vâlcenii s-au săturat de incompetența și demagogia celor de la PSD. În ultimii 30 de ani, PSD nu a făcut nimic pentru Vâlcea și vâlceni. În consecință, vâlcenii au sancționat duminică minciuna, lauda de sine, nepotismul, incompetența și fără de legile administrației județene PSD-iste și au ales să dea o șansă Vâlcii Liberale, competenței, adevărului, transparenței, decenței și normalității. De astăzi, PNL are o mare responsabilitate în fața cetățenilor. Tocmai de aceea, PNL a inițiat deja în Parlament o serie de propuneri legislative prin care dorim să punem legislația constituțională în acord cu rezultatul referendumului, a concluzionat deputatul Cristian Buican.